Neamânteanu, bun găsit la știrile Antena 3 Pitești. Sunt măsuri speciale impuse de jandarmii argeșeni cu ocazia sărbătorii religioase Adormirea Maicii Domnului. Pe timpul oficierii slujbelor organizate de către Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului, aceste reguli vor fi respectate. În centrul atenției oamenilor legii se află mănăstirea Curtea de Argeș, acolo unde sunt așteptați să participe mulți credincioși. Vor fi măsuri speciale la mănăstirea Curtea de Argeș pentru slujba de Sfânta Marie și pentru că în fiecare an, la această sărbătoare, la mănăstirea din Curtea de Argeș, vin în pelerinaj sute de credincioși, oamenii legii sunt în alertă maximă. Așadar, în perioada 14-15 august, jandarmii argeșeni vor asigura măsuri de ordine la mai multe locașuri de cult din județ, pe timpul oficierii slujbelor religioase cu ocazia sărbătorii creștin-ortodoxe Adormirea Maicii Domnului, organizată de către Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului. Vor fi reguli stricte privind accesul și desfășurarea activităților. Astfel, accesul credincioșilor în locașul de cult și în locațiile unde se organizează slujbe și adunări religioase se va face astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 metri pătrați pentru fiecare persoană și o distanță de minimum 2 metri între persoane. De asemenea, la intrarea în biserici, persoanele sunt obligate să-și dezinfecteze mâinile cu dezinfectant pus la dispoziție de organizatorii evenimentului religios. În interiorul lăcașului de cult și în locațiile unde se organizează slujbe și adunări religioase este obligatorie purtarea măștii, astfel încât să acopere gura și nasul. Mai trebuie spus faptul că acei credincioși care prezintă simptome de infecție respiratorie, respectiv tuse, strănut, temperatură, acestora nu le va fi permis accesul. Se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de igienă și distanțare fizică în lăcașul de cult și în locațiile unde se organizează slujbe. La activitățile religioase din interiorul lăcașului de cult, acolo unde este posibil, se vor organiza circuite separate de intrare și ieșire, semnalizate explicit. De asemenea, vor fi și măsuri sanitare specifice. În cadrul slujbelor, în care se vor folosi obiecte de cult cu care credincioșii intră în contact, acestea se vor dezinfecta după fiecare utilizare. Respectiv, odată la 4 ore, obiectele sau suprafețele frecvent atinse, cum ar fi mânerele ușilor, balustrade, scaune, se vor dezinfecta periodic. Măsurile de ordine publică în zonele de desfășurare a sărbătorii religioase vor fi asigurate de jandarmi, polițiști și pompieri, cu posibilitatea de suplimentare a efectivelor în teren în funcție de situație. Târgurile, ștrandurile și piscinele rămân în continuare închise la nivelul județului Argeș până în data de 23 august. Fast-foodurile, sălile și jocurile de noroc de asemenea continuă cu program restricționat pe timp de noapte, mai exact sunt închise în intervalul orar 23-6. Potrivit hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș, a fost dispusă prelungirea suspendării tuturor evenimentelor de tip târg sau bâlci, dar și activitatea de agrement în spații de tip piscină, bazin de not, ștrand, cu excepția activităților fizice desfășurate, potrivit legii, de către sportivii de performanță, în toate localitățile din Argeș, respectiv în perioada 10-23 august, cu posibilitatea de prelungire a duratei în funcție de evoluția fenomenului COVID. De asemenea, activitățile comerciale de tip fast food, drive-in, jocuri de noroc, case de pariuri, cazinouri, rămâne suspendată până la data de 23 august, între orele 23-6. Așadar, în județul Argeș, activitatea acestor operatori economici care desfășoară astfel de activități este oprită după ora 23. Conform hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la nivelul județelor Argeș, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Galați și municipiul București, nu poate începe înainte de orele 6 o astfel de activitate și nici nu se poate prelungi după ora 23. Dorel a lovit din nou, o țeavă de gaze a fost spartă în urma unei lucrări la canalizare în orașul Mioveni pe strada Piscul Ilinii și a fost pericol de explozie. La fața locului au intervenit pompierii de la detașamentul Mioveni cu autospecială de stingere pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingerea incendiului. Gestionarea Argeșului a fost iresponsabilă, spun socialdemocrații, arătând cu degetul spre prefectul demis de guvernul PNL. Guvern care, spun socialdemocrații, s-a dovedit a fi nemulțumit de prestația lui Emanuel Soare. Soare a condus prefectura Argeș din februarie 2020. Plecarea liberalului Emanuel Soare de la prefectură direct în campanie electorală pentru președinția Consiliului Județean a fost criticată de opoziție, pentru că, spun socialdemocrații, Argeșul, aflat într-o situație sanitară dificilă, a fost lăsat total descoperit. Domnul prefect ne lasă total descoperiți, acum când avea clar atribuții în ceea ce privește aceste alegeri, se dă demis. Dar nu pentru incompetența pe care a manifestat-o și pe care i-a strigat-o ministrul de intern al României și conducătorul Ministerului de intern al României,
ci pentru dorința aceasta de a fi candidat. Socialdemocrații consideră strategia Partidului Național Liberal de demitere a prefectului în acest moment de criză sanitară drept una iresponsabilă. De ce s-a ajuns aici? Pentru că România și Argeșul a ajuns într-un fel sau altul o bătaie de joc a celor aflați la guvernare, Partidul Național Liberal. În mijlocul pandemiei ne părăsește. Ne părăsește, ne lasă așa liber. Ce dovadă de irresponsabilitate mai mare putem găsi în actul de guvernare al Partidului Național Liberal, legând lucrurile strict de județul Argeș. Cu un gust amar, mi-e dat să mă întreb cum de domnul ex-prefect, eliberat din funcție, a ajuns la performanța să ne facă celebri, inclusiv în Germania, care ne-a pus undeva pe poziția a treia în limita zonelor de risc. Deci, iată, una din marile realizări ale guvernului PNL și a reprezentanților săi în teritoriu. Nici la această oră nu știm care sunt motivele pentru care s-a ajuns la această situație să fim undeva într-o zonă de asta de risc maxim. Cred că întreaga perioadă în instituția prefectului a fost caracterizată în primul rând de spoială. Iar măsura spoierii a dat-o și ultima zi la prefectură, fiindcă nu s-a întâmplat ceva mai grav în istoria Argeșului ca în ultima zi de mandat să mergi și să pui oameni îmbrăcați în haina statului să-ți facă poze. Asta spune tot despre spoiala și modul cum înțeleg funcția publică cei care sunt acum la putere, inclusiv domnul despre care ați întrebat. Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal are candidați puternici în alegerile locale în zona Costeștiului, Marianiță. A catalizat zeci de tineri în pregătirea unei campanii electorale care să aducă primăria orașului din sud la umaniști. Filiala Costești a Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal este una dintre cele mai active din Argeș. Este perioada pregătirilor pentru întâlnirile electorale după un program care să prindă toată zona Costeștiului, pentru că probleme sunt peste tot, iar soluțiile vin dacă te implici. Candidații PPUSL se bazează în această luptă electorală pe buna lor credință, dar și a alegătorilor care după 30 de ani de exercițiu democratic nu mai cred promisiunile albe neacoperite de fapte. Toți candidații la primar, gândiți-vă ce facem. Nu ne încurcăm unul pe altul. Vedeți că sunt foarte multe influențe. Sunt foarte mulți oameni pe la spate. Stați departe de aceste răutăți. Uitați-vă că n-au făcut nimic. Uitați-vă la un om incompatibil pe care îl avem acum, care s-a pus pe banner și spune că pentru un trai mai bun. Cine l-a ținut 16 ani să nu facă un trai mai bun? Eu? Dumneavoastră? Nu. Un primar este acea mândria dumneavoastră pe care o să vă mândriți toată viața că acest partid a pus primarul acolo. Să reușim aici în Costești, pentru că este o șansă mare de data asta. Cred că este lipsă de bun simț să vezi un banner acum, după 16 ani, am înțeles, nu de mandat, să vezi, votează pentru un trai mai bun. Bă, frate, scuzați-mă, asta este lipsă de bun simț, este lipsă de caracter, lipsă de orice, pentru că, de bine de rău, trecem pe aici, pe strada asta, n-am văzut ceva schimbându-se în 16 ani de zile. Campania electorală va începe în 28 august și Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal speră ca în 27 septembrie să-i convingă pe argeșeni că au cei mai buni candidați. Educația rămâne una dintre prioritățile fostului viceprimar al Piteștiului Sorin Apostolicianu, iar lucrul în echipă este cea mai bună modalitate de a transfera. Proiectele în fapte reale prezent în cadrul matinalului Antena 3 Pitești, alături de inspectorul școlar general adjunct Cătălina Dumitrașcu, acesta a mărturisit că infrastructura educațională a avut de suferit în Pitești și este momentul a-i se acorda atenția cuvenită. De nenumărate ori, fostul viceprimar al municipiului Pitești a declarat că nu a primit susținerea pe care și-a dorit-o pentru a duce la îndeplinire proiectele administrative. Este și cazul domeniului educației. Este timpul să avem grijă și de educația copiilor noștri și de sănătatea lor în clase. Acum, într-adevăr, este o situație deosebită cu această pandemie, dar este foarte clar că este nevoie de sume mai mari pentru reparații.
să căutăm și fonduri din alte surse pentru a putea să reparăm școlile. Sunt destul de multe surse guvernamentale sau de la fonduri europene. Guvernul României, prin Compania Națională de Investiții, acordă mai multe ajutoare pentru construirea de grădinițe și construirea de creșe, pentru că în municipiul Pitești este o problemă reală, cu toate că nu se recunoaște acest lucru. Din echipa PNL pentru Pitești face parte și Cătălina Dumitrașcu, inspector școlar general adjunct al ISEJ Argeș, care susține și promovează un proiect deja cu rezultate notabile. Ne-a ajutat foarte mult în elaborarea programului de investiții, de campanie, ce vrem să facem, și eu zic că cel mai important lucru pentru a putea ajuta anumiți părinți care nu se descurcă nici cu banii, nici cu timpul, este acel program școală după școală. Programul acesta, care este în foarte multe localități, poate fi într-un fel sau altul plătit de la primărie, deci ajutați oamenii, v-am spus, măcar cei care nu au venituri foarte mari sau care au anumite probleme. Și cred că ne poate explica mai multe Cătălina despre acest program și eu vă spun că vom începe câteva proiecte pilot în acest sens, deci școală după școală, o masă caldă după terminarea orelor și apoi un cadru didactic să stea mai departe cu elevii și să facă temele în continuare. Da, este un proiect pe care l-am îmbrățișat și eu, pentru că în școala pe care am păstorit-o cu ghilimelele de rigoare am avut implementat acest proiect școală după școală, care a dat rezultate. Foarte mulți copii s-au înscris, numărul copiilor înscriși la acest program este din ce în ce mai mare, pentru că venim astfel în întâmpinarea nevoilor părinților, pentru că de fapt prezența copilului la școală, într-un mediu instituționalizat, într-un mediu în care educația este cuvântul cheie, înseamnă creșterea calității educației la nivelul municipiului Pitești și nu numai. Copilul are, în felul acesta, copilului se oferă sprijin specializat în efectuarea temelor. FC Argeș a început pregătirea pentru Liga 1, iar pentru început vorbim despre primele 4 noutăți la reunirea albioleților. 4 transferuri. Fotbaliștii de la FC Argeș au început luni seara pregătirea pentru Liga 1. Reunirea lotului a avut loc la stadionul Nicolae Dobrin, iar la primul antrenament, care a fost unul de reacomodare la efort, au participat 25 de jucători. În afară de mijlocașul Georgian Honciu și atacantul Ndaye Mediop de la Dunărea Călăraș, care au semnat contractele sub comanda lui Ionuț Badea, se mai antrenează fundașul Gabi Matei de la Academica Clinceni, dar și mijlocașii Gabi Deac și paraguianul cu cetățenie italiană David Meța Coli, ambii de la Petrolul Ploiești, și atacantul Jose Andre Cosma de la echipa de Liga 3-a Husana Huș. Cu lotul piteștenilor se pregătește și mijlocașul Andrei Blejdea, care în urmă cu câteva săptămâni a fost operat la meniscul genunchiului. În afară de cei 4 jucători care urmează să semneze angajamentele în următoarele zile, conducerea clubului din Trivale este în negocieri avansate și cu alți fotbaliști pentru acoperirea posturilor deficitare. Avem în minte și jucătorii care, pe care îi dorim să vină să îmbunătățească echipa. Deci din punctul ăsta de vedere suntem bine organizat și așteptăm să definitivăm în 2-3 zile tot. Ionuț Badea a stabilit lista de achiziții și speră ca în câteva zile să definitiveze lotul cu care va începe noul sezon, care este programat să ia startul pe 22 august. Bineînțeles, e stabilită, dar mai sunt câteva situații pe care nu le avem 100% și urmează ca în zilele viitoare să reușim să stabilim aceste coordonate. Acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Antena 3, ne reîntâlnim mâine, la revedere!